Bună seara, bine v-am găsit! Urmărim împreună principalele titluri ale serii. Dobânzile creditelor de consum încă mai provoacă insomnii celor care s-au îndatorat pentru realizarea unor cheltuieli curente. Festivalul Patrimoniului de la Negrești se anunță a fi cel mai important pas făcut pentru promovarea tradițiilor din zonă. Guvernul va finanța obiectivele investiționale de la noi din județ. Creditele de consum provoacă în continuare coșmare sătmărenilor. Împovărați de dobânzile ridicate, aceștia se îndreaptă către protecția consumatorului pentru a reclama clauzele pe care le consideră abuzive. Principala problemă ar fi, potrivit autorităților, modul tot mai facil în care clienții pot să facă rost de un credit pentru a-și cumpăra produsele necesare. Chiar acolo, în magazine, societățile financiare ofertează cumpărătorii care sunt astfel seduși de posibilitatea de a duce produsul acasă astăzi și de a-l plăti mâine. În cazul produselor financiar-bancare, am avut 75 de reclamații înregistrate. Majoritatea sunt pe instituții financiar-nebancare, pentru că fiecare vrea să-și cumpere un produs de la magazin, de la un supermarket, nu are nevoie de nicio garanție, nu are nevoie de nimic și atunci este mai simplu. Cumpără produsul, mașina de spălat, un dormitor și face un credit. În schimb, această scurtătură este una periculoasă, avertizează aceleași autorități. Dobânda în aceste cazuri este una foarte mare, iar la finalul perioadei de creditare ne putem trezi că am plătit de 3 ori costul produsului. Costurile însă sunt foarte mari, plătește cam de două ori, aproape de 3 ori valoarea contravalorii produsului, pentru că dobânda este mult mai mare, neavând garanții, neavând poliță de asigurare pentru aceste credite. Tot niște credite sunt. Și chiar dacă tot mai mulți sătmăreni se îndreaptă către autorități pentru că se simt înșelați de creditori, procesele în instanță vor continua să fie mari consumatoare de timp și bani. La acest sfârșit de săptămână are loc Festivalul Patrimoniului Țăriuașului. Aflat la prima ediție, evenimentul își propune să promoveze tradițiile și obiceiurile din zonă pentru a atrage tot mai mulți turiști. Organizatorii au pregătit expoziții și târguri meșteșugărești împreună cu concursuri gastronomice. Practic, timp de 3 zile, Țara Oașului va prezenta tot ce are mai frumos celor interesați de zestrea culturală a regiunii. Prima ediție a Festivalului Patrimoniului a fost gândită în așa fel încât să se desfășoare pe două paliere. Pe de-o parte să ofere turiștilor posibilitatea de a descoperi îndeaproape imensul bagaj cultural din zonă, iar pe de altă parte să existe un program interactiv care cuprinde concerte, jocuri de lumini și spectacole pirotehnice. Dorim să organizăm manifestări atât tradiționale, culinare și meșteșugăresc, cât și activități culturale de voie bună și de socializare cu comunitatea noastră și cu toți oaspeții noștri care îi așteptăm cu mare drag. O importanță deosebită a fost acordată meșterilor populari, dar și personalităților care în continuare mențin vii tradițiile Țării Oașului. Bucătari profesioniști și amatori vor concura cot la cot pentru premiile oferite de Autoritatea Națională pentru Turism. Am organizat un târg meșteșugăresc. De asemenea, am invitat la târgul nostru și producători de produse tradiționale. Din Țara Oașului ne lăudăm în primul rând cu gastronomie locală, cu boacele tradiționale, cu cozonaci, cu brânzoici, cu pită de mălai, cu pită de grâu. Evident că nu vor lipsi nici produsele alcoolice. Pălinca de oaș este prezentă și vinul din județul Satu Mare, vinul de Beltiuc. Festivalul dorește să promoveze Țara Oașului ca destinație turistică. Vrem să ne promovăm zona, tot ce avem frumos, tradițiile, obiceiurile, arta culinară, meșteșugurile. La prima ediție a festivalului și-a confirmat prezența și o parte a guvernului în frunte cu primul ministru Victor Ponta și vicepremierul Liviu Dragnea. Festivalul din acest an se va desfășura sub motoul Mândru că sunt oșan. Iar Țara Oașului are într-adevăr cu ce să se mândrească, de la băutură, la mâncare, până la clădiri arhitecturale perfect recondiționate, la Muzeul Țării Oașului din aer liber. Toate acestea îi așteaptă pe turiști la acest sfârșit de săptămână. În doar câteva minute vedem care sunt artiștii chemați să concerteze la Turți odată cu zilele comunei. Până atunci avem informații despre banii care vor veni la noi în județ, dar și ce captură de droguri au făcut cei de la DICOD. Vicepremierul Liviu Dragnea va semna 53 de contracte de finanțare. 3 dintre ele sunt legate de refacerea infrastructurii orașului Negrești. Autoritățile primesc finanțare de 15 milioane de lei pentru a repara 11 km de drum. Banii vor fi alocați prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Descinderea astăzi în satul mare. Oamenii lege au destructurat o grupare infracțională care se ocupa de trafic de droguri. Perchezițiile s-au derulat în 22 de locații, atât la noi cât și în Sălaj și București. În urma investigațiilor au fost ridicate mai multe grame de cannabis și hașiș, împreună cu peste un kilogram de pulbere albă încă neidentificate și alte 159 de plicuri aparent cu acea substanță. Totodată, oamenii lege au reținut aparatura IT folosită de suspecți și au confiscat sumele de bani găsite la locuințele acestora. În timpul perchezițiilor au fost identificate și două culturi de cannabis care însumau 9 plante. Potrivit procurorilor de ICOT, gruparea era formată din 17 membri, între care se află și un bărbat cu dublă cetățenie germană și italiană, suspectat de aducerea drogurilor din Italia în România. Acesta era stabilit la Tășnad. După acțiunile de astăzi au fost emise 22 de mandate de aducere, iar membrii grupării sunt audiați de procurori. Un localnic din Valea Mureș a sesizat polițiștilor faptul că în timp ce se afla în pădurea din afara localității Blaja a găsit două proiectile. La fața locului s-au deplasat specialiștii din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, împreună cu cei din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Aceștia au constatat că cele două obiecte erau proiectile explozive cu calibru 75 mm în stare avansată de coroziune și care provin din cel de-al doilea război mondial. Polițiștii l-au ridicat în vederea distrugerii. Zeci de români din toate colțurile țării au venit la satul mare pentru a încerca să obțină un post de factor poștal în Germania. Conducerea unei companii nemțești a venit tocmai la noi pentru a angaja personal calificat care să lucreze cot la cot cu germanii. Interesul a fost mare atât din partea românilor cât și din partea nemților, care au rămas surprinși de cât de bine pregătiți sunt muncitorii de la noi. Interviurile au fost conduse de delegația germană la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. 180 de mail-uri au fost trimise către angajator, în timp ce alți candidați s-au prezentat direct la sediul AJOFM pentru interviu. Plus, se adaugă aici acei aplicanți care au venit direct la Agenția de Șomaj Satu Mare și la care se adaugă cei care au aplicat direct la Forumul German. Deocamdată, nemții oferă 20 de locuri de muncă la poșta din Stuttgart. Condițiile sunt aceleași ca și cele oferite lucrătorilor germani. Salariul este de 2000 de euro brut, pe lângă alte beneficii, iar contractul de muncă este unul pe perioadă determinată cu posibilitatea de prelungire. Nu se face absolut nicio diferențiere între angajatul român și angajatul german, atât în ceea ce privește protecția socială, asigurarea, cât și salariul. Exact aceleași drepturi. Este vorba de un brut de 2000 de euro pe lună, socotit pe ore, deci e vorba de 11,84 de euro pe oră. Nemții au ajuns la satul mare grație unuia dintre angajații proprii originari din satul mare, care a propus ca selecția pentru cadrele de care are nevoie poșta germană să se desfășoare în Europa de Est. Se căutau angajați din Europa de Est, deci atât din Germania cât și din Europa de Est, să conduc un pic spre România, un pic canalele, pentru ca să ofer tuturor celor care aici locuiesc și, în primul rând, orașului meu natal această posibilitate. A ținut în mod special să se facă această selecție în satul mare pentru a oferi o oportunitate persoanelor care își caută un loc de muncă în afara țării de a-l și găsi. Vreau să vă mai spun că am avut tot sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de a organiza această selecție la satul mare. Chiar dacă vorbim de un proiect pilot, Agenția Județeană speră ca acesta să fie extins și să deschidă calea către alte colaborări. Poate nu numai Poșta Germană va fi o firmă interesată în a angaja personal de la noi. Germania au rămas surprinși de calitatea muncitorilor români. Un tânăr din Târgu Mureș a fost intervievat chiar în aeroport, așa de mult își dorea să lucreze în Germania, în timp ce un cuplu din București a venit până în satul mare pentru preselecție. La fel de impresionant a fost și cazul unui bărbat de peste 60 de ani, care și el își dorește să lucreze la nemți. Un domn în vârstă de 67 de ani și care, în ciuda vârstei pe care o are, își dorește extraordinar de mult să lucreze la poșta germană, este apt din punct de vedere psihic și fizic. Seria interviurilor va continua și mâine tot la sediul AJOFM. Au dat bani pentru casa mult dorită, dar au fost înșelați. O familie din Cluj a rămas cu ochii în soare după ce a dat 250.000 de euro pentru un apartament.
Au muncit ani de zile în Irlanda pentru a-și realiza visul și și-au pus încrederea în doi prieteni de familie care au luat banii și i-au lăsat fără locuință. Povestea familiei Popa, stabilită în Irlanda, a început în anul 2004. Cei doi soți au început să-i trimită bani nașului fetiței lor, care le-a promis un apartament în imobilul pe care acesta îl construia împreună cu un asociat, în prezent profesor universitar în Cluj. În total au trimis aproape 250.000 de euro. Urmau ca la venirea noastră din Irlanda să ne dea un apartament, o locuință. Am trimis toți banii aceștia cu speranța că o să ne întoarcem în țară să avem unde să locuim cu cei doi copii care îi avem. 10 ani de zile am muncit acolo și acum s-au ales praful de toate. Când și-au dat seama că au fost păcăliți, cei doi s-au întors în țară să ceară lămuriri. Nu au avut însă cu cine să discute, așa că au ieșit astăzi în stradă. Deci da, am avut foarte mare încredere și fiindcă a fost nașul fetiței mele, i-am acordat totul. Exact, am dovezile, 3.000, 5.000, 6.000, 4.000, 3.000, 5.000. Ați avut? Am lucrat zi și noapte în Irlanda și am dovezile că am lucrat și totul e ok. Cum am putut, exact, și eu și soția mea, mi-am sacrificat familia. Contactați telefonic, cei doi asociați au negat că ar fi luat banii și au spus că lasă justiția să facă dreptate în acest caz. După părerea mea, ar trebui să lăsăm instanța să-și exprime prin intermediul unei sentințe. Dânsul spune, s-a adresat instanței și pentru toate acestea instanța va da o soluție. Dar v-a dat bani? Nu, mie personal nu. Deci, mie personal nu. Că dânsul susține că va da peste 200.000 de euro. Și eu pot să susțin multe. Familia Popa a depus nenumărate plângeri penale pe numele celor doi bărbați, dar spun că autoritățile din România se mișcă foarte încet, așa că sunt dispuși să deschidă un proces și în Irlanda. Va fi sărbătoare mare la Turți la acest sfârșit de săptămână. Autoritățile îi așteaptă pe sătmăreni să participe la cea de-a 14-a ediție a Zilelor Comunei. Spectacolul va începe de sâmbătă seara și va continua duminică cu deschiderea oficială, concerte de excepție și focuri de artificii. Sâmbătă spectacolul va începe la ora 18 cu un concurs tip top mini top urmat de un show pentru copii cu Mister Nicu și un recital de muzică ușoară al interpretei Monique. Duminică deschiderea oficială va fi făcută cu majorete și o paradă de costume populare pentru ca după mesajul autorităților să fie continuat programul artistic. Rând pe rând pe scena din Turți vor urca formații de dansuri tradiționale din județ și regiune, alături de cele mai cunoscute ansambluri folclorice. Seara promite să fie incendiară, mai ales că este așteptat și un invitat special. Până atunci, turțenii vor putea asculta pe interpreții Maria Tripon, Hurea Someșan, Ghiță Blidar, Ionuț Ciupac și Florin Oșanu. Te-am iertat de atâtea ori, nu se va mai întâmpla. Tu nu realizezi, te joci cu inima mea. Prea multe nopți, prea multe zile, prea mult timp petrecut fără tine. De ce mai stai, hai pleacă, degeaba aștept să-mi treacă. Am îndurat prea mult și acum eu te las baltă. Alex Vela va urca pe scenă în jurul orei 20:30. După concertul lui va urma formația Geo, Maria Petcat Poptean și Petre Zela. Ediția din acest an se va încheia cu recitalurile Bianca Irus și Rareș Câmpan. După miezul nopții vor fi lansate și focurile de artificii. Dragostea pentru mine, ai fost și rămâi doar tu. M-am schimbat pentru tine, am să fac și cum spui tu. Dragostea pentru mine, ai fost și rămâi doar tu. M-am schimbat pentru tine, am să fac și cum spui tu. În continuare, vedem cum a răspuns primarul Negreștiului acuzațiilor aduse de opoziție, dar și ce evenimente culturale se pregătesc la noi în județ. Aurelia Fedorca a făcut un apel la unitate. Deși a fost atacat în repetate rânduri de deputatul Andreea Paul, primarul orașului Negrești nu a dorit să intre în polemică și a declarat că este concentrată pe problemele administrative ale orașului. În plus, edilul a mai precizat că a sperat să găsească în deputat un susținător al proiectelor benefice pentru oraș. Ar trebui să fim o echipă, pentru că și dânsa are angajamentele dânsei pentru această comunitate, pentru că acesta i-a fost angajamentul. Țara orașului în fruntea țării și s-a angajat în anumite proiecte, deci împreună ar trebui să facem echipă, să construim, nu să începem să facem circ în presă și pe alte canale de comunicare. Primarul Negreștiului continuă să sublinieze că deputații trebuie să susțină derularea proiectelor investiționale din colegiile pe care le reprezintă și nu să se ocupe de certuri.
La Căminul Cultural din Medișa se va organiza la acest sfârșit de săptămână cea de-a treia ediție a spectacolului intitulat Ios Ficior din Medișa. Evenimentul va debuta duminică la ora 12 și va cuprinde concerte susținute de Nicolae Sabău, Luci Pop Borlean, Vlad Krasnai, Ana Maria Florescu, Ansamblul Ceatăra, Ansamblul Codrișorul și George Negra. Ediția din acest an este organizată de Consiliul Județean, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Primăria și Consiliul Local Viile Satu Mare. Ziua Națională a Ungariei a fost marcată și la Carei. Evenimentul pregătit de autorități face parte dintr-un proiect mai amplu intitulat Zilea Națională ale Țărilor UE, inițiat de reprezentanții Direcției de Cultură a Municipiului Carei. Astăzi, în Sala Cavalerilor, au fost expuse 17 fotografii despre oameni, obiceiuri, peisaje și clădiri din Ungaria. Urmărim în continuare rubrica sportivă, după care Raluca Jofi ne va spune la ce vreme ne așteptăm pentru ziua de mâine. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Federația Română de Fotbal a afișat ieri dimineață programul jocurilor din faza a 4-a Cupei României Timișoreana, ediția 2014-2015. Meciurile se vor disputa marți 26 august de la ora 17:30. Olimpia a scăpat de această fază și va intra în competiție abia în turul 5, ultimul înaintea tabloului principal, când vor intra în competiție și echipele de Liga 1. Altfel, Olimpia nu va mai disputa în această săptămână niciun amical antrenorii Bodea și Dragomir, preferând ca sâmbătă să programeze un meci coală în care lotul galben-albaștilor să fie împărțit în două echipe. Iată câteva dintre meciurile din Cupa României din zona Ardealului, faza 4-a, FC Arieșul Turda cu FC Hunedoara, Sânt Martin cu FC Bihor Oradea, UTA Bătrâna Doamnă cu Șoimi Pâncota. Faza 5-a va avea loc pe 10 septembrie 2014, vor participa 28 de echipe, printre ele și Olimpia Satu Mare, 15 din ele calificate din faza 4-a. Sătmăreanca Claudia Pop va evolua din sezonul viitor în prima ligă din Spania. Basketbalista a semnat cu nou promovata Gernika Biscaya un contract valabil pe un an. Claudia se întoarce practic în Spania după ce în trecut a mai evoluat la Olesa Barcelona și Conquero. În sezonul trecut, Claudia Pop a câștigat finala campionatului din Ecuador alături de Santa Maria Machala, după ce a mins în marea finală favorita la titlu Mavort Quito. Sătmăreanca a evoluat practic doar o jumătate de sezon în Ecuador după ce pe 29 martie 2014 a încheiat campionatul în Spania la Conquero. Claudia s-a remarcat ediția trecută de campionat, având la Conquero 22 de partide jucate și a avut medii statistice de 9,9 puncte pe meci și 4,7 recuperări. Claudia Pop a evoluat în cariera ei la CSM Satu Mare, CSM Târgoviște, Conquero, Olesa Barcelona și la Spezia în Italia. Claudia Pop a declarat pentru site-ul oficial al clubului: sunt fericită că mă întorc în prima ligă din Spania la un club care mi inspiră mare încredere și mă face să cred că voi putea realiza lucruri deosebite. Sunt convinsă că împreună vom putea scrie o pagină de istorie pentru acest club și că vom avea performanțe deosebite. Antrenorul Mario Lopez a arătat și el încântat de transferul făcut și vede în Claudia Pop o jucătoare ce va putea ajuta mult echipa să-și realizeze obiectivele. E o jucătoare în care am mare încredere. Vine la noi cu dorința de a face un nou sezon bun, are statistici încurajatoare cu 10 puncte pe meci, cu experiență remarcabilă în joc și cu un șut bun de afară. Claudia va pleca la începutul lunii septembrie în Spania pentru a se alătura lotului celor de la Gernika Biscaya. După demersurile efectuate de avocatul Sergiu Gherdan, handbalistul Janos Olhas, cel care se pregătește deja cu CSM Satu Mare, va avea drept de joc pentru sezonul viitor. Asta înseamnă că handbalistul de origine maghiară, care a mai evoluat în Liga Națională pentru gruparea sătmăreană, va putea evolua de la toamnă în echipa pregătită de Nicolae Istrate. Vă reamintim că Federația Română de Handbal a introdus în regulament faptul că din acest sezon în Liga Secundă nu pot evolua decât jucători din România. În urma demersurilor efectuate față de Federația Română de Handbal, jucătorului Olah Janos i-a fost recunoscut dreptul de joc în divizia de handbal masculin sezonul 2014-2015. Această decizie a fost adoptată întrucât s-a aprobat în fața federației faptul că la data adoptării regulamentului pentru sezonul 2014-2015, sportivul avea în curs de derulare un contract cu CSM Satu Mare încheiat anterior adoptării respectivului regulament, astfel încadrându se pe excepția prevăzută de articolul 4.3 din regulamentul FRH al diviziei A pentru sezonul 2014-2015, adică sportiv ce au un contract în derulare. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Ploile continuă și mâine, atât în județ cât și în restul țării. Bună seara, în continuare să urmărim datele meteo.
Vremea instabilă în Europa. Gradele oscilează de la o zi la alta. Toamna vrea să-și facă intrarea, însă nici soarele nu ar pleca. Ploile nu întârzie nici ele să apară în München, unde avem 19 grade. La Madrid vom avea căldură 29 de grade Celsius, Budapesta 21, Roma 28, iar la Lisabona vom avea 24 de grade Celsius. Și în România vreme instabilă. Ploi anunță meteorologii în Timișoara, Cluj și Brașov. În sud-est rămâne vreme bună. La Constanța vom avea 26 de grade Celsius. Bucureștenii au în continuare 34 de grade Celsius, iar la Iași 30 de grade. Scad ușor temperaturile în regiunea de nord-vest. Se anunță ploi, iar gradele în termometre nu vor fi mai mari de 26 de grade la Bihor. În rest, la Sălaj 24 de grade, Cluj 25, tot 25 vom avea la Bistrița Năsăud, Maramureș 21 de grade Celsius, iar la Satu Mare 24. De ploi este posibil să avem parte și la noapte la noi în județ. Gradele scad astfel la Satu Mare, Carei și Tășnat vom avea 8 grade Celsius, pe când la Negrești, ceva mai răcoare, 7 grade. Meteorologii prognozează că vom avea parte de precipitații și mâine în județul Satu Mare. De asemenea, sunt șanse de furtună. La Satu Mare, Carei și Tășnat 24 de grade Celsius, la Negrești, Oaș 23. În municipiu ploi. Nu vă uitați umbrela acasă dacă aveți de mers la muncă sau cu treabă prin oraș. Temperaturile maxime vor atinge 24 de grade Celsius, iar minimele coboară până la 8 grade. Atât pentru azi, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți parte de o vreme așa cum vă doriți. Aici jurnalului de seară. Ne revedem mâine tot de la ora 20. Până atunci, să aveți o noapte liniștită.